Împreună cu colegii mei a trebuit să căutăm în videoteca televiziunii acele prime înregistrări cu Dan Doboș, pe vremea când era concurent în concursul moștenitorii și mai ales acolo unde s-a clasat printre primii 10 în gala moștenitorilor, în prima gala moștenitorilor. Bine ai venit din nou în televiziune. Să rămână și bine v-am regăsit. Acum, interpret cunoscut, solist al celebrei orchestre Rapsozii Botoșanilor, cum e Dan Doboș care își amintește așa puțin de începuturi? De unde dragostea de cântec? Dragostea de cântec a început să fie din anul 1986, când părinții mei au adus acasă un televizor alb-negru. Și acolo am văzut pentru prima dată Tezaurul Folcloric. Eram un nagâț așa mitel și când începea Tezaurul Folcloric, mama m-a luat de mânuță și mă ducea în fața televizorului să văd Tezaurul Folcloric. Și de acolo dragostea de cântec. Eu cântam la serbări, lumea toată, toate bătrânelele din sat. Vai, ce frumos cântă băiatul ăsta al Ortansa. Vai, ce frumos. Eu eram deliciu spectatorilor, băbuțelor din sat. Te-ai gândit că o să ajungi atât de repede în concursul moștenitorii? Nu m-am gândit niciodată. Dar prinzând dragostea din cântec de acolo, să știți că mama cânta. Câteodată melodiile care îi plăceau la Tezaur le fredona. Și am început și eu să cânt. Și era odată la televizor, Tiberiu Cei a cânta Măicuță nu mă certa. Cam așa, țin minte o frază muzicală. Măicuță nu mă certa, măi, cam să plec din casa ta, măi. Oi trece de-a lul și culmea și-oi cunoaște cum e lumea. Și atunci, mamă, ți-o fi dor de mine. Și vreau să vă spun, mai făceam și eu ca, virgulă, copil mic. Mama mă mai dojenea, mă mai certa, mă mai pupa, ca mama. Și când mama mă certa, plecam după casă și cântam melodia asta și-mi trecea. Și tu ai plecat de acasă. S-a supărat când ai plecat? Da, s-a supărat foarte tare când am plecat, pentru că nu a vrut să urmez drumul cântecului. A vrut să mă facă meseriaș, așa spunea ea, să învăț o meserie. Și eu am plecat la liceul de muzică. Dar vreau să vă spun, îmi amintesc, mama era o femeie foarte activă și nu dormea niciodată. La amiază, sunt persoane care se mai odihnesc la amiază. Mama nu se odihnea la amiază. În ziua când am luat examenul la liceu de muzică și am venit acasă, asta mi-a spus mama. A țipit la amiază și în somn ea plângea. De la poartă spre casă, o femeie îmbrăcată în negru a întrebat-o, de ce plângi? Probabil se gândea la mine, iau examen, nu-l iau. Spune, mă gândesc și eu, băiatul plecat, nu știu ce-a făcut. Și i-a spus, nu te mai gândi la băiat, a luat examenul, vine acasă. Vai! Ce mi-a spus mama, ea crede că a crezut că a fost Sfânta Vineri, era într-o vineri. Da, era cu gândul numai la tine, da. Normal. Vreau să vă spun că mama a fost o persoană care v-a iubit foarte mult. Nu știu dacă a pierdut din toate emisiunile Tezaur Folcloric, dacă 10% nu le-a urmărit, dar 90% cu siguranță. Probabil că și acum, de acolo de unde este, se bucură de succesul tău, de succesul unui solist foarte cunoscut, solist al celebrei orchestre Rapsozii Botoșanilor. Bine-i bătut cu chiatră, vin acasă.
așteaptă și om vorbi, iar de armate și om vorbi, iar de armate. Am intrat fi poarta casă și-o dureri grema pasă. M-am uitat roată în o gradă după fața lui și-a dragă, după fața lui și-a dragă. Am văzut șoplul răschit, plugul sub el rușinit. Grajducuși-n drila spart, unde ești tu, dragă tată, unde ești tu, dragă tată? Și m-o luat în șet din mână și a gheșopit, ne-o spus, nu-l tata că el s-o dus, nu-l tata că el s-o dus. Și-am uși moi duși și eu și rămâi cu Dumnezeu. Și rămâi cu Dumnezeu. Nici când ai ajuns atât de cunoscut, nu s-a bucurat? Nu s-a bucurat foarte mult, dar vreau să vă spun că în 1998, la concursul moștenitorii, după ce am dat concursul, după ce dumneavoastră ați făcut filmarea la Botoșani, urma să o transmiteți pe postul de televiziune, la ora 12 ziua. În sat era un singur telefon, deci nu aveam cum să o anunț pe mama, decât prin intermediul directorului de la școală. Și cu o zi înainte, i-am dat telefon domnului director să o anunțe pe mama. Vreau să vă spun că mama nu a știut că eu am fost concurent la concursul moștenitorii. După ce m-a văzut la televizor, s-a dumerit ea unde sunt eu și pe unde mă plimb. Da, s-a bucurat. S-a bucurat foarte mult. Îmi mai amintesc despre mama, pleca la piață la Coțușcă. Acum vă spun sincer, am auzit după ce mama a plecat din lume. Pleca la piață la Coțușcă, vă dați seama, o femeie bătrână de 70 de ani, ce putea să cumpere ea de la piață? O pereche de șosete, un batic, o basma, mărunțișuri. Dar pleca, după ce apăream la Tezaur, pleca la Coțușcă, numai ca să se întâlnească cu lumea din comună, cu femeile, că avea și eu un grupușor pe acolo, pe la Coțușcă, care se întâlneau, și să vadă ce mai spun persoanele respective despre băiatul ei. Și parcă mi spuni și ai cu mine măi stăpâni. Când șaui eu te-am purtat la mulți mândri din sat, măi, măi. Da și murgule blastama s-ar mai purtat, măi. La o mândră bălăioară și-am un foc la inimioară. Am un schin de dor bătrân,
acelea tinerele și moață numai ele. Magră este lițăli când plac ochilele. Doar acelea tinerele și moață numai ele. Eu de ele nu mă țin, dar ești tu slăcău bătrân. Și se fac dacă îmi plac și la mine să te trag. Trag ochilele la mine! Lițeli rău, eu vin să tin nu-l vreau. Până la urmă ne-ale buna, e noi bunii. Până la vorbește lițeli rău, eu vin să tin nu-l vreau. Până la urmă ne-ale buna, e noi bunii. Până la dar la vremea să mai treacă, să mai volteiesc o leacă. Și copila să mai crească la căsuța părintească. Până și din măritat, mă! Leliță vorbesc, eu cu așelea mă întâlnesc. Numai când luna-i mușcată și noaptea-i întunecată. Care leliță vorbesc, eu cu așelea mă întâlnesc. Numai când luna-i mușcată și noaptea-i întunecată. Trage și lelițele care-mi dau gurițele. Dar cu atâta să aleg, eu tot la ochilii mei. Vrele, vreau să mai și iară. N-ai să nu zăoale post, nici mătării n-ai bătut și astăzi vremea ți-o trecut. Când copilele le-ai post, n-ai să nu zăoale post, nici mătării n-ai bătut, dar astăzi vremea ți-o trecut. Deja bati vârfolești și la mine te gândești, am ui rândul la copilii care sunt după mine. Post, ai realic, n-ai post, dar ai trăit fără în rost, mă! Ce? M-a găsat și eu leliță, chiar dacă ne-ai dat buriță, tot ai la ochilii. Să știi că totdeauna mi-a fost drag să te văd în concerte și spectacole, mi-a fost drag să te văd chiar emoționat în concursuri, dar parcă acum, povestind lucrurile astea și văzându-ți așa, în colțul ochiului, o lacrimă, parcă mi-ești și mai drag. Îți doresc succes în continuare. Povestesc pentru că nu știu, Dumnezeu a luat-o, dar eu simt că mă protejează de acolo, din unde este dumneavoastră, și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru lumina care a fost la căpătâiul mamei de la dumneavoastră. Cu siguranță va fi mereu îngerul tău. Îți mulțumesc că ai venit și să te gândești totdeauna că ea de acolo te privește și te ocrotește. Gătură și suntem toți buni de gură. Și suntem toți buni de gură. Tara-era, tara-era, ta. Azi e una și-n câtă, mă! Azi e câtă-i ceva, mă, mă! Mă la această sunt vechească. Și fișă-ți arba să-ți crească. Și fișă-ți arba să-ți crească. Tara-era, tara-era, ta. Vine în mândră pisa state. Pipa ta ieși într-o parte. Pipa ta ieși într-o parte. Tara-era, tara-era, ta. Da, vine în mândră pisa state. Da, bătrână, tu l-ai și că geocul l-ai și. Uitați-vă, neveselii, cum s-a fișoarele mele, cum îmi umplă gura mea, îl aveți și limba ta. Uitați-vă, neveselii, cum s-a fișoarele mele, cum îmi umplă gura mea, îl aveți și limba ta. Că tânărul nu-i ce-ți țâni, dar și nici joacă-și-o ca